dau la o parte. Eu azi spun aici. Așa. Așa. Nu ok, ieșim mai în față, dacă doriți să blocați ușa. Da. Da, să nu vă plecați cu ușa, că îți scrie. Ușa asta e... Da. Bună ziua! Eu sunt Dumitru Ivanov, sunt consilier municipal în fracțiunea PAS din CMC. Alături de mine este doamna Marina Morozova, deputat din partea fracțiunii PAS în Parlamentul Republicii Moldova. Și astăzi noi continuăm să discutăm despre cum Ion Ceban nu și-a onorat promisiunile electorale față de familii, tineri și copii. Amintim că fracțiunea PAS a lansat campania 3 ani de mântuială și a examinat promisiunile electorale ale primarului Ion Ceban și a făcut totalurile după 3 ani de zile de mandat pe diferite domenii. Prima săptămână am discutat despre transportul public, a doua am discutat despre domeniul social și cum am agit pensionarii, iar astăzi vom vorbi despre cum Ion Ceban a mințit tinerii și familiile tinerii în campania electorală. În programul său electoral din 2019, el a făcut mai multe promisiuni pentru familii, tineri și copii, însă, după 3 ani de mandat, nu s-a întâmplat nimic. Ion Ceban, în 2019, promitea. Program municipal de suport al tinerilor pentru procurarea sau construcția locuințelor. În baza parteneratului public-privat, urma să fie elaborat un program de locuințe accesibile pentru tineri specialiști, care privește construcția de blocuri de tip garsonieră și oferea închirie la un preț accesibil pentru tineri, specialiști, familiile tineri. Ce este asta? Asta este doar o altă promisiune falsă și populistă pe care Ceban a tirajat-o în campanie electorală. Ceban a mințit tinerii. După 3 ani de mandat, așa și nu a fost elaborat niciun program sau niciun parteneriat care ar asigura construcția de locuințe și oferirea chiriilor la prețuri mici pentru familiile tineri și a tinerilor specialiști. Mai mult, tinerii au permis doar concerte cu tentă electorală din banii publici. Cu toate că în Chișinău se construiește continuu blocuri locative noi, familiile tinerii trebuie mai departe să stea în chirie, să plătească credite și să strângă ani buni de zile bani până ca să-și poată primite o locuință accesibilă. O altă promisiune electorală a primarului Ion Ceban din 2019 a fost că vor fi date în exploatare 20 de grădinițe noi și vor fi deschise 100 de grupe noi în instituțiile preșcolare. Mai mult vor fi create grupe de creșă. Astăzi, în sectoarele unde se construiește, Ion Ceban nu a făcut nicio grădiniță sau grupă de creșă. Familiile tinere nu se pot întoarce în câmpul muncii pentru că grupele de creșă sunt insuficiente. Și aceștia sunt nevoiți fie să stea acasă cu copiii, fie să caute alte metode ca copiii lor să fie în siguranță, care, desigur, că au costuri suplimentare. Conform răspunsului, Direcția Educației, Tineret și Sport a municipiului Chișinău, noi am înțeles că în 3 ani de mandat s-au făcut doar 53 de grupe noi pentru 1.075 de copii, puțin peste jumate din grupele noi promise în 2019. Iar mai mult, din 20 de grădinițe promise în 2019, au fost date în exploatare doar 3. Primăria, împreună cu consilierii municipali, afiliatul Ceban și care îl sprijină, sunt în cărdășie cu mafia imobiliară și au promis că, construcția de complexe locative noi, cu mii de apartamente, dar fără să asigure o infrastructură socială cu grădinițe, școli, terenuri de joacă și spații de agrement. O altă promisiune electorală a primarului din 2019 a fost că va fi asigurată alimentarea calitativă a copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar și școlar. Alimentația în instituțiile de învățământ e în genere o temă aparte de o altă conferință, dar dacă să generalizăm, în 3 ani de mandat sau în 3 ani de mântuială, copiii care învață în grădinițele din municipiul Chișinău în continuare sunt hrăniți cu alimente de proastă calitate, iar în direcțiile primăriei continuă să înflorească corupția.
Recent ANSA a depistat pește congelat cu paraziți, iar în ultimii 3 ani au fost mai multe cazuri de intoxicare a copiilor care mâncau în grădinițe. Probabil că mulți dintre dumneavoastră vă amintiți acele imagini scârboase apărute în mediul online când copiii dintr-o grădiniță municipală mâncau terci, supă și salată dintr-o singură farfurie. Mai mult, Centrul Național Anticorupție a arestat în această vară pe șeful combinatului școlarez din sectorul botanică, de la Bucuria El, care truca contractele de achiziție a produselor alimentare și primea comision de circa 25%. Cu alte cuvinte, se fura din mâncarea copiilor pentru a se face bani. În concluzie, ce avem în municipiul Chișinău, pe domeniul familiei și a copiilor, sunt 3 ani de mântuială în alimentația copiilor din instituțiile preșcolare, pentru că s-a furat din mâncarea copiilor de la grădiniță și școli. Criză de locuri în grădiniță, pentru că apar blocuri de locuit, iar grădinițele întârzie să apară. Promisiunile lui Ciobani din campanie electorală, în realitate, s-au adeverit că au fost niște minciuni ordinare. Mai mult, după ultimele informații apărute în presă, legate despre partidul lui Ciobani și legăturile lui cu agenții ruși, explică care e scopul real al primarului Ion Ciobani în primărie. Noi am înțeles de ce primarul Ion Ciobani susținea tăcit protestele partidului Șor și blocaia ca aici traficul și făcea ambuteiaje și vine acum recent cu mesaje de dezbinare a efortului guvernării de a economisi resursele energetice și a depăși cu toate aceste crize peste care noi le trecem. Acum, pentru comparație, a să rog pe colega mea din Parlament, doamna Marina Morozova, să prezinte ce a reușit să facă guvernarea PAS într-un an de mandat. Vă rog frumos! Bună ziua, stimați cetățeni, dragi locuitori ai capitalei! Familia constituie elementul natural și fundamental al societății și are drept la ocrotire din partea societății și a statului. Acest articol îl găsim în Constituția Republicii Moldova și trebuie să fie pe masa fiecărui funcționar, atât la nivel național, cât și la nivel local. La nivel național, Parlamentul împreună cu Guvernul acordă o atenție deosebită familiilor, iar în acest an au fost adoptate mai multe măsuri importante pentru a susține familiile, femeile și părinții cu copii. În municipiul Chișinău, conform datelor statistice, trăiesc peste 30% părinți cu copii până la 3 ani. Din păcate, la nivel local, pentru primăria municipiului Chișinău, problemele acestora nu sunt o prioritate. În Chișinău avem o lipsă acută de servicii de creșă, lipsă de grădiniță, lipsă de servicii de îngrijire a copiilor, servicii care ar ajuta părinții să revină la muncă. Dacă e să ne referim la Parlament sau Guvern, vreau să vă informez că în cele 10 luni ale anului 2022 au fost înregistrate 11 inițiative legislative și măsuri de susținere a familiilor. Am să le dau citire. Sper ca domnul primar și funcționarii lui să nu se plictisească, dar să ia notițe și să implementeze și la nivel local politici prietenoase familiilor. Chiar ieri, în Parlamentul Republicii Moldova, am înregistrat un proiect de lege care reglementează posibilitatea de realizare a veniturilor pentru perioada concediului de maternitate. Totodată, am venit cu modificări la calculul indemnizației de maternitate și de îngrijire a copilului. Aceasta a fost a doua propunere. 3. Am modificat legislația astfel încât părinții să poată partaja concediul de îngrijire a copilului. 4. Am reglementat o nouă formulă de indemnizație de îngrijire a copilului, mai scurtă, dar mai substanțială. 5. Am extins termenul de acordare a concediului paternal pentru creșterea copilului. 6. S-a majorat indemnizația unică la naștere până la 10.000 de lei. 7. Am reglementat în codul muncii programul flexibil de muncă. Și acesta va ajuta părinții să negocieze cu angajatorul un program adaptat necesităților familiei. 8. Am schimbat legislația pentru a încuraja deschiderea
de servicii alternative de îngrijire a copiilor la locul de muncă. 9. Am reglementat printr-o lege specială activitatea de îngrijitor, îngrijitoare calificată de copii. 10. Am ajustat cadrul legal privind crearea serviciilor alternative de îngrijire pentru copiii de până la 3 ani. Și 11. Și cea mai importantă, pentru prima dată, Republica Moldova, guvernul a hotărât să susțină copiii prin acordarea alocației lunare de 1000 de lei pentru toți copiii până la 2 ani. După cum vedeți, la nivel de Parlament și de guvern, s-a lucrat intens și s-au luat măsuri frumoase și substanțiale de ajutor pentru familii. Vreau să menționez că toate aceste măsuri s-au făcut chiar dacă ele nu erau în programul nostru electoral sau promisiuni electorale. Ele au fost elaborate pentru că avem grijă de oameni, ne gândim la nevoile lor, pentru că suntem permanent în discuții cu părinții și familii și ne pasă de problemele lor. Deseori primim mesaje de mulțumire de la părinții cu copiii mici pentru politici prietenoase familiilor, promovate în Parlament și Guvern. În același timp, ei au nevoie de politici la nivel local, ori aportul primăriei în acest sens lipsește cu desăvârșire. Mesajul lor, de fapt, către primarul Ceban este următorul. În Chișinău, în ultimul timp, primarul se laudă cu renovarea infrastructurii de recreere, alei, parcuri. Ceea ce nu înțelege primarul Ion Ceban e că pentru a ieși cu copiii în parc, la distracții, ai nevoie și de bani. O înghețată sau un suc costă. Și ca să-ți poți permite aceste costuri, ai nevoie să lucrezi. Din păcate, mulți părinți sunt nevoiți să stea acasă pentru că nu au locuri în creșe sau în grupe de grădinițe. Dragi locuitori ai capitalei, este regretabil faptul că primarul de Chișinău, care în campanie a promis să rezolve problemele chișinăuienilor, să găsească soluții la nevoile lor, nu a făcut decât să-și rezolve problemele politice proprii. Azi constatăm că au trecut 3 ani de promisiuni deșarte, fără acțiuni concrete pentru părinți și copii, 3 ani de mântuială, de neglijență și de dezinteres față de cetățeni. Dragi cetățeni, cu toții înțelegem perioada complicată prin care trecem, dar oricât de mari ar fi provocările, vom rămâne alături de oameni. Noi, la nivel de Parlament și Guvern, vom veni și în continuare cu politici prietenoase familiilor. În final, îndemnăm primarul de Chișinău să-și revadă programul electoral și promisiunile cu care a venit în fața familiilor cu copii și care a menționat grija față de generația de mâine presupune o abordare amplă și complexă. Este frumos scris în program, dar rezultatele sunt 3 ani de mântuială. Ne-am dorit cu toții ca managementul capitalei și soluționarea problemelor chișinăuienilor să nu ajungă la 4 ani de mântuială. Vă mulțumesc!